Astfel de sunete se aud de peste tot de câteva zile în localitate. Voluntarii au venit de la sute de kilometri distanță să dea o mână de ajutor. Racovița, județul Timiș. De câteva zile, sute de voluntari mișună în întreg satul, asta pentru că au început să renoveze 30 de case în cadrul festivalului Faptelor Bune. Sunt tineri care au lăsat lucrul de birou, au pus mâna pe trafalet, pe șpaclu și au trecut la treabă. Deși lucrează în căldură, voluntarii nu fac rabat de la normele de protecție, iar ochii le zâmbesc de fiecare dată când vorbesc despre acest proiect. Vopsim și că dăm cu vopsea și pereții și gardul. Și ca să vă simțiți bine, ați spus și muzică să fie atmosferă? Da, normal, băi, clar. Noi și bonduim aici, că suntem din aceeași echipă, suntem toți colegi la birou și e un astfel de activitate. Beneficiarii, mulți oameni în vârstă, sunt copleșiți de sutele de tineri care au venit de la oraș să le coloreze satul. Gazda, cum e, domnul? Cum v-a primit? Foarte fain, mulțumim, Ion, de primire. Am primit și de băut, să avem energie toată ziua. Domnul Ion are 79 de ani, iar de aproape 20 de ani locuiește singur după ce soția s-a stins din viață. Din cauza lipsurilor, dar și a bătrâneții, nu a reușit să țină pasul cu renovările. Dar mai ales la vârsta mea, nu m-am așteptat, pentru că nu puteam să-mi permit. Și de așa fel, natura, nu pot să-ți permiți. Și toate s-au scumpit. Eu, trebuie să dați familie. Ideea aparține unor tineri care vor să readucă la viață satul românesc. Nicoleta și Radu au înființat asociația Acasă în Banat. Încredere, Chim. Încredere că satul românesc are o șansă. Pentru că, dacă te uiți, în general sunt foarte mulți tineri. Oamenii spun că, vai, tinerii de astăzi, uite, ăștia sunt tinerii de astăzi. Sunt tinerii ca mine, ca tine, care vor să pună mâna și să dea o mână de ajutor. Festivalul Color the Village este la a doua ediție. Anul trecut au fost colorate casele din localitatea Iftimie Murgu din Caraș Severin, cunoscută pe plan internațional pentru ansamblul morilor de apă din zonă.